În urma expertizei efectuate la blocurile din Aninoasa, afectate de cutremurele din ultima perioadă, s-a tras concluzia că imobilele nu trebuie dărâmate, ci consolidate și reabilitate, având nevoie de reparații, în special acoperișurile și structura de rezistență. La aproape 40 de milioane de lei se ridică costurile lucrărilor la cele 20 de blocuri identificate cu probleme. Consiliul Județean și Prefectura au întocmit deja proiectul de hotărâre pentru a obține de la guvern suma necesară, iar primarul Nicolae Dunca speră ca aceasta să fie inclus pe ordinea de zi a ședinței de mâine a guvernului. Domnul prefect și cu domnul președinte al Consiliului Județean au pregătit proiectul de hotărâre de guvern, l-au trimis guvernului încă de săptămâna trecută. Să vedem mâine, are loc ședința de guvern, dacă cumva Secretariatul General al Guvernului a pregătit materialele să intre pe mâine pe ordinea de zi și dacă ni se aprobă această sumă, noi în regim de urgență vom trece la consolidarea acestora. Între timp, autoritatea locală se pregătește pentru evacuarea tuturor locatarilor. Aceștia vor trebui să-și părăsească locuințele pe perioada lucrărilor de consolidare. Se mută, da, se mută. Ieri a venit încă un convoi de la rezervele naționale de 20 de containere, 3 containere cu toalete, cu dușuri, cu WC-uri, cu chiuvete și așa mai departe și restul containere de locuit, modulare. Acum sunt 20 de oameni de la Popești de Ordeni, de la unitatea militară care se ocupă cu așa ceva și le montează. Le-am asigurat cazare, masă. Câteva ONG-uri s-au mobilizat și aduc alimente de bază pentru persoanele cazate în containere și militari, dar nu asigurarea hranei este marea problemă a primarului, ci valoarea viitoarei facturi de curent. Am văzut că a venit un ONG și le-a adus ceva ajutoare pentru cei care sunt cazați și ne-a mai dat și pentru muncitorii care lucrează la asamblarea modulelor de la Popești de Ordeni. Am mai primit așa de la anumite firme câte o rudă de salam, câte o făină, un orez, fiecare ce poate așa și noi orice e binevenit pentru că fondurile noastre sunt destul de limitate. Și așa e, bugetul e cum e, mic, mă gândesc cu groază când o să vină factura la curent pentru cele care sunt montate deja și sunt locuite. Curent, că se încălzesc, mă gândesc cu reșouri sau cu radiatoare electrice, da, și o să vină factura pe primărie, nu știu cum o să mă descurc până la urmă, dar ce să facem, un minim de confort trebuie să asigurăm. Potrivit primarului, dacă guvernul va aloca banii necesari în ședința de mâine, cei peste 500 de locuitori ai orașului Aninoasa ar putea reveni în locuințele lor înainte de venirea sezonului ploios și rece, adică până în toamnă.